se crede că s-a născut în satul Ipotești. Ipotești. Nu, el s-a născut în orașul, actualmente municipiul Botoșani, la 15 ianuarie 1850 și moare în pavilionul doctorului Schulz în noaptea de 15-16 iunie 1889, cam pe la 4:30 dimineața. Eu am masca mortoară a lui Eminescu, o am pe biroul meu de lucru acasă. Deci ce vreau să spun? O perioadă s-a crezut că s-a născut la Ipotești pentru că el a copilărit la Ipotești. Eu am fost de mai multe ori la Ipotești, dar asta vreau să spun. El a fost botezat la 5-6 zile după naștere în Biserica Uspenia din Botoșani. Se păstrează cristelnița și acum.